Doi prieteni mergeau împreună pe un drum ce străbătea un codru întunecos și plin de primejdii. Pe neașteptate, un uriaș urs înfuriat apăru în fața celor doi. Pradă fricii, unul dintre aceștia se cățără într-un copac și se ascunse, celălalt însă nu o tuli suficient de repede și, dându-și seama că nu este în stare să scape de fiorosul animal, se lăsă la pământ, prefăcându-se mort. Știa bine că urșii nu se ating de mortăciuni. Apropiindu-se de el, ursul îl adulmecă, mormăi la urechea sa, încercă să-l urnească cu botul. Bietul om încerca din răsputeri să-și țină răsuflarea. Ursul chiar îl crezu mort și se duse de acolo. De îndată ce văzu că ursul dispăruse printre copaci, celălalt coborâ din pomul în care se cățărase și îl întrebă pe prietenul său: "Ce ți-a spus ursul la ureche?" "Mi-a zis să nu mai călătoresc cu anumiți prieteni care, atunci când se ivește o primejdie, în loc să-mi dea o mână de ajutor, o iau la fugă cât îi țin picioarele."